Eu o să mă fut cu tine, Schel. Bună ziua, suntem în drum spre peștera lui Bromania, unde filmăm nou proiect. Bro, ne cerem scuze încă începând de acum, pentru că, din păcate, John, venim cu ploaia. Zic că venim cu soare sau măcar cu voie bună. Dar uite că vremea nu ține cu noi. De altă parte, bro, ploua, bă, și nepoca de piatră, adică nu cred că atunci nu era ploaie și nepoca. Treaba asta în felul următor, suntem pe drum. Acum o să ajungem acolo unde lumea filmează de cu dimineața. Noi am fost mai norocoși și am putut să ne trezim mai târziu, deși eram anunțați că și noi o să ne trezim de dimineață. Și bă, hai să-i dăm cu filmare, mă, să facem treburi frumoase. Hai, vă pupăm, să vedem, vă luăm niște cadre când ajungem acolo. Ceva, mă, căluz, mă! Mamă, John! Wow, cum era să ne copiteze, domnul căluz, ce m-am panicat! John, am văzut copita cum intră pe geam direct în dinți! Bă, dar ce plin de căluți e, uitați-vă ce frumos e spre peștera asta! Auzi cum tună, John, nu cred! Ne uităm acum ne uităm la căluțul de peste mal, ca să nu ne mai sperie. Maestre, ne ajungi și pe noi, ne spui și nou unde-i peștera, te rugăm frumos! Ești în ea. Ești... Ua. Ăsta a fost ca întrebările la tine. Uitați-vă la el, John. Douglas, bă. Ești deja, deci a făcut un pipi pe mine scurt, așa mai scurt ca ploaia asta. Să crească vizualizările! Ce faceți, copii? Ăștia mănâncă, mă, sărăci. Ăștia mănâncă, mă, ia vezi. Istorici. Atât! Atât! Ce-ți mai place camera? Și Crăciunița. Bă, dar ce păr mișto aveți, mă! Osule, îmi rearanjez toc, osule! Mă, cu ciocărul ăsta la gât, ia mă de aici! Ia osul! Este prima oară când ești din epoca de piatră, Andra? Da, este pentru prima oară. Și ce poți să ne spui despre acest os din capul tău? Așa, mă. E o malformație, practic. Vă, ce faceți aici, fetelor? Ce e asta? E o perucă. Ăsta e al cui e părul ăsta? E al meu? E al lui Maria. Al tău e mai șmecher. Bună! Aici este triunghiul amoros? Sau? Da, că nu înțeleg. Nu pot hotărâ, știi? Și bro știe că tu și... Nu? Ok, am înțeles. Atunci fac așa. Vai, nu cred! What the fuck, Iuia, eu? Al cui e? Pomeranian, nu? Da. Wow, John, cum arată, ești nebun. Sunteți de la curier? Dili Dali Domba a venit bomba. A ieșit Sorinel, boss. Da, unde? Puțin, hai mă, puțin așa, fiți optimiști. Uite, a crescut expunerea, ești nebun. Filmez cum stai tu în brațele acest domn skin on skin. Măi, nu mai spune și nu filma treaba asta. Merg pe încredere, poți să postezi, Dorian, pe vlogul tău ce vrei. Ce joker ai. Da. Uite, cum zici de choker? Cum dau un zoom frumos, ne trebuie. Nu, că aici m-am jurit când deci am căzut la priză. Tu ghidezi filmarea, să știi. Eu tu, fac. În funcție de... altceva. Bine, bine. Bă, tu vrei să-ți extinzi triunghiul la vreun patrulatere, ești nebun? Eu uite că te-am prins patrulater acum. Paralelogram, hai. Paralelogram. În jurul meu? Eu. Pun în ordine asta, ce? E destul, ai zis ce știi. Ok. În sufragerie, acolo trebuie să ne strângem. În sufrageria peșterii? Bro, Dorian, Ionuț, Cătălin, Matias, Greta, Nada, Andra și Ramona. Pick me, pick me, pick me! Acum o să mergeți în sufrageria peșterii. Nu vă întrebați ce rol joc, că o să vă speriați. O să înțelegeți din ciocărul ăsta cu oase cam în ce direcție se duce personajul meu. Bro, asta e sufrageria, bro. Da, bine, vine la mine acasă. Bă, ai sufragerie, nu bă. Aici m-am născut, aici am crescut. Am prins un mascul feroce de culoare acolo în cadru cu tine. Wow. Ta na 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 na. Te referi la Florin? Bun, avem aici cea mai nouă canapea făcută din... Wow! Mamă, și exact ca în Crip, știi cum stau gangsterii, hey, prietenii. Stai anturajul meu, da, știi ce zic aici? Ăsta e de la un dinozaur pe care l-am distrus undeva în anul 10. Mamă, și era făcut special pentru cine? Da, ce? Wow, man, special pentru tine făcut ăsta? Da, e special pentru mine. E practic un smartphone din piatră. Da. Wow. Tare, nu? Nu? Da. Nu? Da. Nu? Da. Yeah. Yeah. Smartphone din piatră. Toată lumea
toată lumea să-și ia lucrurile moderne din peșteră. Bă, John, dar părul meu unde-i, mă, că de asta nu mă simt în personaj aici. Așa zic și eu fiecare dimineață. Ce râzi, mă, de tovarășul tău, mă? Marian, vino și fă-mi coace, știu că ești mai rebel. Cred că trebuie, plătește. A, ok. Plătește bine? Schimbă-te. E bro, John, are cum. Vă spune, râde. Înainte de asta, pentru că a plouat, vreau să tragem intrarea în peșteră, pentru că s-ar putea să nu mai avem ocazia asta, pentru First Fire. Vezi că scade fusta. Bosule, nu cade fusta, eu sunt unul dintre puținii care aveau, ai piatră. A, ok. Nu, ai piatră. Și ai și de mâncare. La... Și am și de mâncare, stai așa, îți arăt acum. Ai înțeles? Păi nu, mă, păi nu fac eu magie, ești nebun. Vreau să spun un lucru, îmi plac ăștia din picioare, mă simt așa cozy. Zici că sunt în totoșei prin casă. Eu o să mă fut cu tine, Schia. Oh! O să-ți vină să crezi. Dă click aici. Iată că la ciocărul ăsta ce mi-am asortat și eu. Ia. Nu te așteptai la asta. Ce ouă, ai Dorian. E prea chel. Atenție! John, îmi editez poza, ți-o pun pe Instagram. O să li se pare ciudat când plecăm la fotel și vorbim la mică. Să văd cum a plecat postarea aia mică. Hai să dăm o repetiție până mă duc să... Nu mai. John și cu apusul ăsta frumos venind spre casă, dați-ne un feedback despre cum vi se pare nebunia asta de proiect la care am muncit noi zilele astea. Și bă, nu uitați să ne urmăriți pe Instagram, eu sunt Dorian. La YouTube aici dați un subscribe, dați like la filmulețe. Vă pup, vă mulțumesc, nu uitați de amor. Dați un share în continuare, chiar dacă a trecut ceva timp. Chiar sunt curios când o să lanseze bro proiectul și când o să intre vlogul meu pe YouTube. Astăzi este 9 iunie, vineri 9 iunie. Și noi vă pupăm de pe autostrada A2 cu apusul ăsta fermecător, din drum dinspre Mecidia, unde am filmat în peșteră, bă băiatule, ați văzut și voi, în peșteră. Și a mai fost și frig un naibii după ce, că zilele astea a fost numai soare. Fix în astea două zile de filmare, mare frig. V-am pupit cu lus. Hau! Nu pot să mă vindec de amor, nu cu amintiri care dor. Să mă vindec de amor, rămân cu amintiri care dor.